Consiliul Județean Hunedoara, organizator al evenimentului ce a reunit și în acest an mii de români la sărbările naționale de la Țebea, care au sosit din toate colțurile țării pentru a-l comemora pe Crăișorul Munților. Spectatorii s-au bucurat și de un spectacol folcloric de înaltă ținută, susținut de artiști reuniți din județ, dar și din țară. Și vreau să le transmit un gând de suflet, de bucurie tuturor românilor care sunt astăzi la sărbările naționale de la Țebea, să le mulțumesc pentru că împreună suntem să vedem și să simțim emoțiile acestui moment. Vreau să mulțumesc din suflet și celor care se uită astăzi prin intermediul televiziunii române la acest spectacol deosebit organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara și prin intermediul televiziunii române. Cred că este un lucru extraordinar și pe care noi dorim an de an să-l facem și mai frumos și mai bine. Și vreau să le transmit tuturor românilor din țara asta și oriunde unde s-ar afla, să facem orice este posibil în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții noastre, să îndeplinim testamentul lăsat de Abrameancu, în care spunea să ne vedem națiunea fericită. Doamne ajută! Pentru mine, ca om politic, ca hunedorean, ca și moț, Abrameancu reprezintă un erou cu adevărat național, care și-a iubit poporul, și-a iubit nația, și toată viața lui a luptat pentru binele și națiunii noastre, să o vadă fericită, așa cum spunea însă și prin testamentul său. Sigur că exemplul lui Abrameancu de om care și-a dat viața pentru națiunea română, trebuie să-l avem toți, mai ales politicienii. Să lăsăm deoparte ura și tot ce ne caracterizează, mai ales în aceste perioade tulburi pentru țară, să fim mai uniți întotdeauna și să putem spune da, putem să facem ceva pentru națiunea noastră română. Ce înseamnă Țebea pentru Iuliana Tudor? E întâlnirea mea cu România frumoasă, e întâlnirea mea a câta oară cu istoria, este întâlnirea despre care vorbesc fiului meu, pentru că ceea ce se trăiește aici este ceea ce ar trebui să povestim copiilor noștri. Abrameancu este unul dintre eroii istoriei românilor și pentru el ne întâlnim la Țebea, dar nu doar pentru a ne bucura de un spectacol și atât. E mai mult decât atât și cei care se află aici la sărbările naționale Țebea înțeleg foarte bine. E vorba despre sacrificiul, așa cum am spus și în scenă, pentru binele comun. Și acești oameni, acești eroi, nu trebuie uitați niciodată. Pentru asta, cred că e bine să existe astfel de evenimente, pentru asta e bine să ne întâlnim aici și oriunde în România și să vorbim mai mult de ceea ce înseamnă istoria noastră, pentru că e doar a noastră.